lipsa de medici specialiști în sistemul de sănătate reprezintă o problemă la nivel național, iar această deficiență se resimte puternic și în Gorj, unde toate spitalele se confruntă cu nevoia acută de specialiști. În încercarea de a remedia această situație, primul ministru a solicitat Ministerului Dezvoltării să furnizeze o inventariere a posturilor vacante în domeniu. În acest sens, prefectul județului Gorj, Anca Bordușanu, împreună cu președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, au avut discuții la nivelul guvernului pentru a găsi soluții imediate. În acest context, prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat intenția de a debloca procesul de angajare a medicilor specialiști în spitalele din România, având în vedere importanța crucială a personalului medical bine pregătit. Măsurile propuse vizează accelerarea recrutării și ocuparea posturilor vacante pentru a asigura o asistență medicală eficientă și adecvată populației, a scris subprefectul de Gorj, Anca Bordușanu, pe pagina sa de Facebook. Ministerul Transporturilor a propus prin intermediul unui proiect de ordonanță noi tarife pentru rovinietă. Noutatea ar fi reprezentată de existența unui tarif de utilizare a drumurilor naționale pentru o zi, pentru 10 zile și pentru 60 de zile. Suplimentar, vor fi păstrate perioadele de valabilitate de 30 de zile și 12 luni. În prezent, cea mai mică durată pentru care poate fi achiziționată rovinieta este de o săptămână, existând și valabilități de 30 de zile, 90 de zile și 12 luni. Noile prețuri vor fi calculate în funcție de valoarea rovinietei pentru 12 luni, care rămâne neschimbată pentru toate categoriile de vehicule. De exemplu, pentru un autoturism, aceasta rămâne în valoare de 28 de euro. Pentru un vehicul de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone, la 96 de euro. Pentru un autocar, la 560 de euro. Iar pentru transport marfă la o masă mai mare de 12 tone, la 1210 euro. Anexa proiectului de ordonanță prevede tarifele exacte pentru fiecare categorie de rovinietă. Astfel sunt propuse următoarele valori în euro. Pentru autoturisme, o zi 2,5 euro. Vehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, pentru o zi 8,6 euro. Vehicul de transport cu marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone, pentru o zi 4 euro. Vehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12 tone, pentru o zi, 7 euro. Vehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone, cu maximum 3 axe, inclusiv, pentru o zi, 9 euro. Vehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe, inclusiv, pentru o zi, 11 euro. Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, pentru o zi 4 euro. Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, pentru o zi 7 euro. Ordonanța prevede și câteva noi excepții de la plata rovinietei, de exemplu pentru ambulanțe, dar și o măsură prin care persoanele cu handicap sau însoțitorii acestora își pot deconta costul rovinietei din sume prevăzute în bugetul de stat. După publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, Ministerul va avea un termen de 45 de zile pentru a elabora și metodologia aferentă implementării noilor prevederi. Vești bune pentru cetățenii din comuna Cătunele. O serie de proiecte vor fi finalizate în acest an. Primarul Florinel Țuilă își dorește să ducă la bun sfârșit lucrările de investiții începute anul trecut. Prioritatea edilului este ca cetățenii să beneficieze de canalizare, gaze naturale și infrastructură rutieră modernă. Vreau să pornim din lucrările de investiții. Unele începute, altele noi vor fi. Avem lucrările de canalizare. Am realizat doar 60% din lucrarea în trecut. Pe Anghiosa linii o finalizăm anul acesta. Vreau să încep a doua lucrare pe Anghiosa linii, modernizare podul Punți, adică construcție podul Punți și Potețe, extinderea rețelei de gaze naturale, ne apucăm de o școală nouă, vreau să finalizez o sală multifuncțională, pe PNR de modernizare o școală, modernizarea sediului primăriei, sper să obțin și finanțarea pentru dispensarul medical. Avem de lucru. Primarul Florinel Țuilă are în plan în acest an și un proiect nou pentru comuna Cătunele. Construia unei școli în satul de Aluviilor și cam atât pot să spun lucrare nouă. Rest, modernizări și continuarea lucrărilor. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Zi excelentă să aveți!
promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. 1 Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare, inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 Plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.